Ori de câte ori avem ocazia să slăvim numele Domnului, trebuie să facem din inimă să găsim motive suficiente să-L lăudăm pentru tot ceea ce face El în mod direct pentru noi, în plan spiritual și material, și totodată pentru ceea ce face în mod indirect, ajutându-ne pe ambele planuri. Și la unul dintre ele ne vom opri și în această seară, încercând să observăm cum în relațiile frățești trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Ca și în celelalte domenii, de exemplu în cel intelectual, unde oamenii au diferite grade de înțelepciune, la fel în domeniul bunurilor pământești, al valorilor materiale, repartiția este diferită. Am putea spune că și în trup situația aceasta se reflectă. Dar organele trupului se hrănesc reciproc. Mâinile lucrează în felul lor și aduc beneficii întregului trup. Stomacul are partea lui în procesul de prelucrare a celor primite, iar inima, prin lucrarea ei, prin circuitul sângelui și transportarea în tot organismul a celor necesare, am putea spune că realizează o altă etapă de ajutor reciproc. Și lucrul acesta l-am putea constata în universul întreg, dacă vreți. Noi trebuie să ne ajutăm. Este o lucrare indispensabilă, este o parte foarte practică a religiei. Iată cum scria Iacov în epistola sa, capitolul 1, versetul 27, pagina 1188. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru iese să cercetăm pe orfan și pe văduve în necazurile lor. Eu am mai spus și o repet, ajutorarea este cuprinsă în prima anexă a Evangheliei propriu-zise. Și, continuă Iacov aici, să ne păzim neîntinați de lume. Când oamenii, și când în mod special credincioșii, nu se ajută, ei se află într-o stare de îndepărtare de Dumnezeu, de lepădare de credință. Iată un exemplu din vremea apostasiei Israelului, citesc din cartea Amos, capitolul 2, versetele 6 la 8, unde sunt descriși israeliții în raporturile cu frații lor. Ei doresc să vadă țărâna pământului pe capul celor sărmani și calcă în picioare dreptul celor nenorociți. Fiul și tatăl pângăresc numele meu cel sfânt, se întind fiecare lângă altar pe haine luate ca zăloc și beau în casa Dumnezeilor amenda celor osândiți de ei. Un dispreț față de cei sărmani. Din aceeași carte citești din capitolul 8, versetele 4 la 8. Ascultați lucrul acesta, voi care mâncați pe cel lipsit și prăpădiți pe cei norociți din țară, voi care ziceți, când va trece luna nouă ca să vindem griul și sabatul ca să mișorăm grânarurile, să mișorăm efa și să mărim sicrul și să strâmbăm cumpăna ca să înșelăm. Apoi vom cumpăra pe cei nevoiași pe argint și pe sărac pe o pereche de încălțăminte și vom vinde codină în loc de grâu. Domnul a jurat pe slava lui Israel, niciodată nu voi uita niciuna din faptele lor. Nu se va cutremura țara de pricina acestor mișelii și nu se vor jeli toți locuitorii ei? Nu se va umfla toată țara ca râu, ridicându-se și pogorându-se iarăși ca râul Egiptului? Deci, neajutorarea este o lucrare strigătoare la cer. Trebuie să ținem cont de asemenea, și o precizez de la început, să fim drepți. Adică să ținem cont de nevoile fiecăruia.
Pentru că există unii care știu să ceară mai bine. Și de asemenea trebuie să nu neglijăm aspectul lenei. Pentru că nu au același drept să primească cei care muncesc, dar nu reușesc să-și întrețină propria familie, de exemplu, cu cei care nu muncesc și poate nu reușesc să întrețină nici pe ei înșiși. Scriptura spune, citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 6, pagina 1160, nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său. Deci când avem de-a face în probleme economice. Pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Și tot din Tesaloniceni, a doua epistolă, capitolul 3, de la versetul 7. Voi și vă știți ce trebuie să faceți și ca să ne urmați. Căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim povara nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci când eram încă la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Într-o primă parte a lecției noastre, voi puncta două principii majore ale ajutorării materiale. Vom vedea cum se împlinește acel vers. Spic cu spic se ține în vânt. Cine-i singur, cade frânt. Haideți să observăm că este nevoie să ajutăm pe cei săraci, pe cei care duc lipsă. Dar dacă în primul rând trebuie să-i ajutăm pe cei care nu au, de exemplu, ce să mănânce, cu ce să îmbrace, să-și asigure nevoile fundamentale ale vieții, vom vedea că există și alte nevoi de ajutor reciproc. Dar mai întâi să ne oprim la cei săraci, pentru că întotdeauna au fost și vor fi săraci. Oameni de care Dumnezeu are cunoștință. El îi știe pe toți. Dar sunt unii săraci, primul rând cei din jurul nostru și apoi alții de care aflăm, de care avem și noi cunoștință și în fața cărora suntem datori. Să citim, începând cu Vechiul Testament, Cartea Deuteronom, capitolul 15, versetul 11. Un principiu din lege. Totdeauna vor fi săraci în țară. De aceea îți dau porunca aceasta. Să-ți deschizi mâna față de fratele tău, față de sărac și față de cel lipsit din țara ta. O mână deschisă, o mână întinsă. Tot Vechiul Testament, Cartea Proverbe, capitolul 22, versetul 2. Punctează același principiu care se derulează, scrie aici, și cum vă spuneam deja, cu cunoștința lui Dumnezeu. El știe, El îngăduie asemenea situație. Proverbe 22:2. Bogatul și săracul se întâlnesc. Ce ar trebui să facă atunci când se întâlnesc? Bogatul să-l ajute pe sărac, să aibă grijă de el. Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Și tot din Proverbe 14:31. Cine asuprește pe sărac, și asta e ceva mai mult decât să nu-i dai, poate chiar să iei de la el, cum se întâmpla cu fariseii care asuprau pe văduve și pretindeau niște dări. Un asemenea om, deci, care asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său, care este Dumnezeu. Dar cine are milă de cel lipsit, cinstește
pe ziditorul său. De exemplu, cineva vede un copil al meu care are o nevoie oarecare într-o zi și își bate joc de el spunând: vai de tine și de părinții tăi, așa te trimit, fără să ai banii necesari să-ți rezolvi problemele. Pe cine l-a jignit? Doar pe copil și pe mine ca tată. Dar dacă un altul întâlnește un alt copil de-a meu, să zicem, într-o nevoie și îl ajută potrivit cu ceea ce îi trebuie, el a fost atent și față de mine ca părinte. Aș spune, am plinit o nevoie a mea. De aceea este scris și în Proverbe și în cartea Iov că Dumnezeu, oricui este dator, îi va plăti, îi va răsplăti ceea ce a făcut. Să mai adăugăm și din capitolul 17, versetul 5. Aceeași idee. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Și încă un verset, capitolul 29, versetul 7. Cel bun pricepe pricina săracilor. Adică înțelege nevoia lor și găsește motive să-i ajute. Dar cel rău nu poate să o priceapă. El va găsi alte motive contrare și va fi înclinat, ca și Nabal altă dată, să nu ajute pe cei care au nevoie. Trecem în Noul Testament și citim din 1 Ioan, capitolul 3, unde acest apostol pune problema ajutorării în contextul dragostei, a iubirii frățești. Și noi așa ceva studiem acum, relațiile frățești. 1 Ioan 3, de la versetul 16. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Deci, este ceva natural să-ți ajuți fratele. Domnul și-a dat viața pentru noi. Sunt rare situațiile când trebuie să atingem acest stadiu înalt în iubire. Dar sunt foarte frecvente, sunt zilnice aproape situațiile în care trebuie să ne ajutăm frații și surorile. Mi-am amintit de acea întâmplare când o fetiță a avut un accident, a pierdut sânge și frățiorul ei, fiind în preajmă și având aceeași grupă sanguină, a fost solicitat să doneze repede sânge pentru ea, dar el n-a înțeles bine, a crezut că trebuie să-i dea tot sângele, e drept că el era mai mic, dar în iubire a acceptat doar atât că a întrebat pe asistentă cum o să fie când o să moară. Moment în care i-aș da seama că înțelegerea lui era greșită. Nu trebuie să murim, numai Domnul a murit pentru noi. Deci nu trebuie să ne dăm sângele. Au fost situații în care trebuie să facem donații, așa, 100 de mililitri, știu eu, mai mult, 2-3. Dar poate este nevoie de 100 de lei sau de alte valori. Ajutorarea celor în nevoie din iubire. Este ceva instinctual dacă te lovești într-o parte a corpului cu cealaltă parte să te protejezi. Dar, cum aminteam deja, Dumnezeu a rânduit ca să avem nevoie unii de alții cum se întâmplă în organism. De exemplu, din vechime se știe că oamenii au făcut schimburi între ei. Era acel schimb primar, troc. De exemplu, ce mai întâmplă și în vremea noastră? Eu sunt originar din Apuseni, moții plecau cu lemne, așa se spune că grâul moțului crește în pădure, și ducea cu căruța, acum duc cu mașinile lemne în țară și înapoi se întorceau cu grâu. E un schimb material. Nu că era sărac să n-aibă nimic, dar avea doar unele
și avea nevoie de altele. Și celălalt avea nevoie reciproc. Această lucrare de schimb favorizează dragostea frățească, relațiile. De exemplu, chiar în familie Dumnezeu așa ne-a conceput ca să avem nevoie unii de alții. Până sunt copiii mici, au nevoie de părinți. Ce s-ar face dacă nu i-am ajutat? Dacă spun eu v-am născut, să spun o mamă, nu vreau să vă mai fac nimic. Eu nu vă fac mâncare, să vă faceți. Ce mâncare să-și fac? El nu poate să o mănânce nici cea care a făcut-o mama. Dacă nu-l ajută să se hrănească, o împrăștie toată. Da, dar s-ar putea ca și mama, la bătrânețe, să nu mai poată să țină lingura în mână. Să aibă probleme. Și atunci copilul să-i dea el să mănânce. Sau poate nepoți. Iată ce scrie pe linia aceasta în 1 Timotei, capitolul 5. Versetul 4 și 8. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia se deprindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor, să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu poartă cineva grijă de ei lui, și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios, că și cei de afară, în mod normal, își îngrijesc părinții la bătrânețe sau își îngrijesc copiii atunci când sunt mici. Aș putea spune că această nevoie reciprocă o înregistrează și bogații. Iată un caz de dăruire reciprocă în cartea 1 Împărați, capitolul 10. Aici este prezentată împărăteasa din Seba, care s-a prezentat împreună cu un alai regal la Solomon. Și este scris în versetul 2 că ea a adus mirodenii, aur foarte mult și pietre scumpe, materii care nu erau în producție autohtonă, după cum se întâmplă și astăzi, că avem nevoie de mărfuri de import. Apoi este scris de la versetul 10 că i-a dat împăratului 120 de talanți de aur, foarte multe mirodenii și pietre scumpe, este o reevaluare cantitativă. N-au mai venit niciodată în urmă atâtea mirodenii câte a dat împărăteasa din Seba împăratului Solomon. Să faci darul la cel mai bogat om din lume? Da. Era ceva ce n-avea. Și a plăcut când le-a primit, desigur. Iată și alte schimburi, dar acestea erau de factură comercială. Contracost, cred. Corăbii lui Hiram, care au adus aur din Ofir, au adus din Ofir și foarte mult lemn de santal și pietre scumpe. Apoi scrie de la versetul 13 că în reciprocitate, împăratul Solomon a dat împărătesei din Seba tot ce a dorit. Eu cred ceea ce a văzut, ceea ce avea nevoie încă de a, înainte de a veni, i-a dat darul vrednice de un împărat ca Solomon. Apoi ea s-a întors și s-a dus în țara ei cu slujitorii ei și imaginați-vă când a sosit, cum și-a prezentat cele primite. Cum le-a fi depozitat sau să fi folosit de ele, le-a prelucrat și așa mai departe. Deci, este ceva plăcut în frățietate, din dragoste, din nevoi reciproce, să ne ajutăm în familie, între cei credincioși și în cât se poate și cu cei de afară. Așa este scris și în Galaten, faceți bine tuturor oamenilor, dar mai ales fraților în credință. Deci acesta este principiul ajutorării după nevoi. Nevoi totale sau nevoi parțiale. Există un al doilea principiu al ajutorării lucrării Evangheliei. În primul rând, trebuie ajutați oamenii care pleacă în zone unde n-a ajuns Evanghelia. Oamenii aceștia, cum au fost apostolii sau alții, cum în cazul nostru, care merg misionari, în România, de exemplu, în Oltenia, zona Buzăului sau chiar în alte țări,
E nevoie să fie sprijiniți. Iată ce a scris despre lucrarea aceasta, răspunzând probabil o întrebările corintenilor, în 1 Corinteni, capitolul 9, Apostolul Pavel. El a muncit în cea mai mare parte a lucrării lui de misiune, doar în anumite intervale de timp au muncit alții pentru el, dar a fost ajutat, în mod special de filipeni, dar el le notează aceasta în scris corintenilor, citesc versetul 14. Tot așa Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Și asta înseamnă că misionarii, în primul rând, trebuie să fie sprijiniți. Potrivit cu porunca Domnului Iisus, care și el spunea în Evanghelia după Luca, la capitolul 10, versetul 7, deci unde vor ajunge, să rămâneți în casa aceea, le spunea Domnul, și să mâncați ce, și să beți ce vi se va da, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Iar apostolul, detailând această problemă, nu insistăm asupra ei, socotea că e un lucru mărunt dacă cineva duce o valoare veșnică pentru niște oameni, ca în schimb să fie și el ajutat să supraviețuiască. Apoi, vizând ajutorarea lucrării Evangheliei, sunt multe alte lucrări de făcut, cum ar fi construcția unor locașuri pentru închinare, alte dotări și amenajări interioare. Toate acestea solicită ajutor. Și statul înțelege nevoia ajutorării bisericii și oferă în mod diferit față de firmele care înregistrează profit, niște avantaje bisericilor. Evident, să nu se facă exces, pentru că la un moment dat în istoria României s-a ajuns că o mare parte din pământ era bisericilor și a mănăstirilor. Era și un contrast, că unii s-au retras în viața monastică ca să trăiască în abstinență și în sărăcie și pământurile au ajuns la mănăstirilor. Dar nevoia aceasta rămâne. Iată un caz din Luca, capitolul 7, în care un ofițer roman a fost un exemplu dat de niște bătrâni, așa cum citim în versetul 4 și 5. Face să-i faci acest bine, adică să te duci să te rogi pentru robul lui bolnav, îi spuneau ei Domnului, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Și noi cunoaștem atâția oameni care și-au investit economiile lor, alții au pus din salariile lor, știu situații, oameni care au luat bani împrumut ca să facă ceva pentru biserică, pentru lucrarea Domnului. Pentru că este nevoie și de un suport material al lucrării. Să citim tot în domeniul acesta și din Romani, capitolul 15, pentru a vedea așa cum este scris, referitor la ajutorarea în plan material și la schimbul, dacă îl putem numi așa, dintre spiritual și material. Romani 15, de la versetul 26. Că și cei din Macedonia și Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinții care sunt în Ierusalim. Negreșit, au avut bunătatea, dar era și o datorie față de ei. Pentru că dacă neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovnicești, este datoria lor să-i ajute și ele cu bunurile lor pământești. Pentru că cei de la Ierusalim au mers și au vestit Evanghelia în zona lor. Și acum ei le răsplăteau, ajutându-le poate familiile sau neamul sau biserica din care au plecat. Deci, cred că nu este o noutate, este simplu, dar trebuie să ne fie doar clar. Să înțelegem că trebuie să facem, cum spunea Domnul unuia care a întrebat și care e aproapele meu. Și a dovedit cu pilda celui căzut între tâlhari. El a știut să răspundă în urmă, da, a dat dovadă că este aproapele lui cel ce l-a ajutat. Știți ce a spus Domnul final, da? Luca 10:37, du-te, fă și tu la fel, deci este o lecție totalmente practică.
Deci scopul ei nu este numai să ne informeze, ci chiar să ne trimită, să ne motiveze, să ne dovedească dacă mai este nevoie încă o dată să intrăm cu bucurie în lucrarea aceasta. Căci așa este scris, cine dă, să dă cu, să dea cu bucurie. Acum, în partea a doua, haideți să vedem câteva lucrări de ajutorare materială pe care trebuie să le facem după binecuvântarea lui Dumnezeu care o avem și așa să înțelegem că din ceea ce suntem binecuvântați trebuie să binecuvântăm și noi pe alții. Iată ce este scris în Vechiul Testament, în cartea Deuteronom, la capitolul 15, versetul 10. Ci să-i dai săracului de lângă tine și să nu dai cu părere de rău în inimă, căci pentru aceasta te va binecuvânta Domnul Dumnezeu tău în toate lucrările de care te vei apuca. Deci să dai din binecuvântare și a da, aduce binecuvântare. Întoarcem o foaie și citim și din capitolul 16, versetul 17. Un principiu vechi testamental care a fost extins în Noul Testament în dărnicie. Fiecare să dea ce va putea după binecuvântarea pe care o va da Domnul Dumnezeul tău. Noi putem să dăm ajutoare financiare și bunuri materiale. Adică unii dau bani și alții dau alte bunuri necesare. Așa se practică și în societate. De exemplu, au fost inundații în zona Olteniei, s-au deschis conturi unde oamenii să doneze, să vireze bani și de asemenea s-au deschis anumite puncte de colectare unde oamenii pot să doneze bunuri materiale, alimentare sau nealimentare, de la pâine și apă care sunt necesități de primă oră până la materiale necesare construirii unei case sau altor anexe gospodărești. Și lumea știe ce trebuie să facă în privința aceasta. Și unii chiar au o inimă largă. Uneori, trebuie să o recunoaștem, sunt în lume oameni mai darnici ca pocăiții. Sunt oameni care au slăbiciune la a da sau la a nu da, cum să zic. Hai să citim ce descris în mod special în Noul Testament. 1 Corinteni, capitolul 16, versetele 1 și 2. Noi trebuie să dăm în mod regulat, nu doar când sunt inundații sau alte catastrofe, dar când sunt nevoi speciale și dărnicia trebuie să fie specială. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, aceștia sunt frații noștri. Să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei, deci și în Asia Mică, aceleași reguli ca și în Europa. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, exact expresia din Vechiul Testament, ce va putea, după câștigul lui, asta înseamnă ceva direct proporțional cu venitul tău, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu, adică să fie operativitate. Tot din Noul Testament, citesc și din Evanghelia după Marcu, capitolul 12, de la versetul 41. Iisus ședea jos în fața vestiriei templului și se uita cum aruncă norodul bani în vestirie. Mulți care erau bogați aruncau mult. Probabil își dădeau zeciuiala. Fapt cu care se lăudau unii și unii care erau corecți. Domnul a remarcat.
A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți care fac un gologan. Aceasta a fost zeciuiala ei? Nu știu ce subunități monetare erau atunci. Dar Domnul a spus următoarele, chemând ucenicii. Adevărat, vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie. Căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor. Dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămânsese ca să trăiască. Oare de ce a aruncat? Așa a fost educată ea religios? Posibil în parte. A învățat de la templu, de la învățător, de la sinagogă, că trebuie să dai. Oare a fost o nevoie specială? Oare inima ei era deschisă pentru casa Domnului? Nu știu. Care din aceste motive au fost primordiale și care a fost cota parte în întregul și a declanșat această dărnicie absolută? Eu am amintit aceste aspecte nu ca să fac supoziții referitoare la ce era în mintea ei, ci să dau câteva exemple ca să ne gândim pe noi oare ce ne motivează când dăm sau ce nu ne motivează și nu putem da. Haideți să observăm și un alt exemplu. Evanghelia după Ioan, capitolul 12. Pentru că este foarte important să observăm motivele interioare ale ajutorării, ale dăruirii față de frați. Ioan 12 citesc de la versetul 3. Maria a luat un litru cu mir de nar curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și i-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Știți discuția ce a urmat. Iuda a făcut puțin scandal. De ce nu? S-a dat săracilor. Adică oamenii se pot certa chiar făcând dărnicie, că trebuia făcut acolo și nu acolo. Așa se vede la suprafață aici. Dar Domnul cunoștea problemele în interior. Și a zis, inima ta nu este curată. Deci se pare că atunci când sunt discuții cu conținut de ceartă, pe seama dărniciei, ceva nu este curat în inima noastră. Domnul a apreciat ce a făcut femeia, deși aparent a fost o valoare pierdută. Din punct de vedere financiar, vorbind, Iuda avea dreptate. A fost o risipă. Dar Dumnezeu când dă ploaie și peste bun și peste răi nu face risipă? Dar face pentru că este bun. Deși oamenii nu-i mulțumesc întotdeauna. Nu sunt recunoscători. Aș spune că fiecare de noi face risipă pe ceea ce îi place și alții, dacă nu le place acel lucru, fie el un aliment sau orice altceva, vor zice, da, asta trebuia cumpărat? Vine. Cu atât mai bine dacă suntem înțelepți și facem investiții corecte. Dar iubirea te face să dai, să oferi în relațiile cu ceilalți. Pe lângă aceste donații în bani sau în bunuri materiale, care uneori sunt ciudate, dar dacă Domnul le consideră frumoase, rămâie frumoase. Banca ele trebuie pomenite. Spunea Domnul, ce a făcut femeia aceasta trebuie să se spună peste tot unde va ajunge Evanghelia. Un gest frumos pentru Domnul. Deci pe lângă aceste donații, în lucrarea de ajutorare, noi mai putem să facem servicii de slujire. N-ai un ban să-i dai cumva care construiește o casă. Dar poate ai o jumătate de zi liberă. Mergi și lucrezi. Și el va scuti niște bani, nemai trebuind să plătească un muncitor. Acest mod de ajutorare prin a pune mâna întărește foarte mult relațiile frățești. Am fost într-o biserică, la o slujbă de duminică seara și la final, conducătorul slujbei a anunțat. Care sunt liberi mâine? X, Y, Z.
Mâine ne întâlnim la fratele Nicolae. Suntem la Tencuit. Iată ce plăcut. Pot să facă și o rugăciune acolo? O discuție? Acum, luăm pe cele bune. Eu știu că se pot aduna să se facă și mai răi. Pot să clevetească. Dar asta e o lucrare negativă. Deci ajută pe cineva. Poate nu pot să mă oferi unei surori născute de curând niște bani să cumpere Pampers la copii. Dar te poți duce să o ajuți să facă curat în casă, să spele. Și ai făcut ceva pentru Domnul. Lucrări de slujire. Și am identificat în Biblie lucrări specifice bărbaților și specifice femeilor. Și ce m-a surprins? Că femeile apar mult mai frecvent în Biblie cu lucrări de slujire. La bărbați n-am putut termina rândul cu referințe și la femei nu mi-a încăput rândul. Le-am lăsat pe unele pe din afară, nu le pomenesc eu, să le răsplătească Domnul la vremea potrivită. De exemplu, la bărbați, ofer referința din Filimon, capitolul 1, versetul 22. Pavel îi scrie acestui om care ieri a mai înstărit. Totodată pregătește-mi un loc de găzduire, că își trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Și un alt exemplu, din Vechiul Testament, cartea Genesa, capitolul 18, când un bărbat, Avram, a fost gata să slujească unor musafiri, o echipă specială. Aici este identificat Domnul într-o imagine, împreună cu doi îngeri. Este scris de la versetul 3 că el a vrut neapărat ca acești oameni să poposească în casa lui și le-a zis de la versetul 4, îngăduie să-i aducă puțină apă ca să vi se spele picioare și odihniți-vă sub copacul acesta. Am să mă duc să iau o bucată de pâine ca să vă prindeți la inimă și după aceea veți vedea de drum că și pentru aceasta treceți pe lângă robul vostru. Fă cum ai zis, i-au răspuns ei. Avram s-a dus repede în cor la Sara și a zis, ia repede 3 măsuri de făină albă, frământă și făturte. Și Avram, asta e slujirea bărbatului, a alergat la vite, a luat un vițel tânăr și bun și l-a dat unei sluși ca să-l gătească în grabă. Acum, fie Avram, fie sluga aceea, e lucrare de bărbați. Dar vă rog să rețineți că și Filimon și Avram, în ce au făcut, aveau nevoie și de neveste. Că s-a dus el la gras să aducă animalul sau sacrifice. Dar a rugat-o pe ea, dragă, fă repede ceva. Vă spuneam că surori am găsit foarte multe cu lucrări de slujire. O să fie foarte răsplătite în cer. De exemplu, ele nu o să aibă prea multă răsplată pentru predicare și misiune, că nu le este dată partea asta decât cu copiii și la lucrări cu surorile. Dar dacă nu o să facem noi treabă, o să ne depășească cu răsplata datorită lucrărilor de slujire. Ucenicii au mers din loc în loc, de exemplu, și au zis, Petru, noi ce răsplată vom avea? Că ne-am lăsat treaba noastră și ne-am dus să slujim aici. Veți fi răsplătiți, le-a spus Domnul. Da, dar în vremea aceea erau femei, iată ce scrie în Luca 8. Ele se implicau și poate se înțelegeau unde este Domnul cu ucenicii. Uite, astăzi ce gătești tu, ce pot să aduc eu? Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Rod, Susana și multe altele care l-ajutau, cu ce aveau? În biserica primară, m-a spune că era o întrecere în slujire între surori, fiecare să facă ceva. Nu cu ceartă, cu invidie, cu egoism. Iată ce trebuia să adune o femeie mai spre bătrânețe, în caz că rămânea văduvă și dumneavoastră știți, în biserică avem peste 100 de văduve, foarte multe femei rămân văduve. Unul din motivele pentru care ajung văduve este că sunt mai tineri decât bărbații și trăiesc mai mult. Este logic. Scrie în 1 Timotei 5,
versetul 10, o femeie să fie cunoscută pentru faptele ei bune. Să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Deci, are în ce să se implice. De la făcutul tăiețeilor până la prăjitură. Sau de la spălat până la alte și alte lucrări. Domnul să sprijinească toate surorile și toate fetele. Să învețe de copile, să adune fapte bune. Așa încât, fie că le va surprinde bătrânețea, fie că mai tinere ca și Tabita, să fie cunoscute pentru faptele lor bune. În Noul Testament întâlnim și diaconițe, care cred că aveau o implicare pe linia slujirii, a ajutorării. Cred că acele diaconițe, pe lângă a sluji, și organizau, administrau anumite lucrări, cred eu, împreună cu celelalte surori. Și, în final, haideți să dăm niște exemple de ajutorare materială. Am mai dat noi pe parcursul lecției, dar acum exemple concrete. Deschideți cu mine la Filipeni 4. Ofer acest exemplu ca să învățăm să ne consacrăm slujirii și ajutorării. Să nu o facem doar sporadic. Citeți de la versetul 10. Iată ce scria Pavel din temniță către cei din Filipi. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iară simțămintele voastre față de mine. Sesizați? Că ei ajutorau din dorința lor interioară. Acesta era simțământul lor. Nu făceau cu o obligație fiscală. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Probabil că n-aveau cu ce să trimită. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, adică nu aștept să capăt. Căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit, știu să trăiesc în belșug, în totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug, să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți voi înși vă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-avea legături cu mine în ce privește darea și primirea. Aceste expresii din ghilimele, afară de voi, căci mi-a trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Așa de plăcut ți amintești de cei care te-au ajutat în mod special în situații de criză. Nu că umblu după daruri, dimpotrivă umblu după folosul care prisosește în folosul vostru. Am de toate și sunt în belșug, sunt bogat. De când am primit pe Epafrodit ce mi-a trimis, un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Binefacerea și dărnicia sunt bine plăcute, bine primite înaintea lui Dumnezeu și se întorc cu o răsplată binecuvântată în urma rugăciunilor sau efectului direct venit de la Domnul, cum scrie în versetul 19. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Să ne dea Domnul călăuzirea să ajungem cu ajutoarele la timp și să dăruim potrivit cu nevoile oamenilor. Mi-am amintit acum despre o zi de pe vremea regimului trecut, când erau elementele pe cartelă. Și a fost o situație de moment când nu am avut bani cu ce să le scoatem și trecea luna și nu mai aveam dreptul acesta. Soția a trecut pe la o băcănie ce era la capătul străzii. Vânzătoarea a spus, doamna Anca, veniți să le ridicați. Vin, mă duc până acasă. În altă parte, la o mătușă să ceară niște bani împrumut. Și pe drum spre mătușa a venit o soră și zice, ce bine că te-am întâlnit, am vrut neapărat asta să ajung la tine.
Și țin minte că i-a dat niște bani și niște hăinuțe într-o plasă pentru copii, atunci nu era cu saci ajutoare ca după Revoluție. Și a venit soția acasă, așa, cu ochii puțin înlăcrimați, cu alimentele și mâna cealaltă cu plasa, cu hainele pentru cei trei copii ce aveam atunci. Un lucru mărunt, dar venit după o călăuzire, vorba românească, să nu băgăm apă în Mureș. Dacă cineva nu mai are apă nici cât să bea sau să spele pe mâini, în rezervorul acela trebuie băgat apă, nu? Cât de mare nevoie este într-o asemenea situație. Și apostolii care erau la Ierusalim, Petru, Ioan și Iacov, i-au spus lui Pavel, ori pe unde te duci să ai grijă de săraci. Și zice Pavel în Galateni 2:10, așa am și căutat să fac. Un alt exemplu este unul de ordin general. Bogații. Să ne audă. 1 Timotei 6:17. Ce le spunem noi acum nu sună ca și când se măresc impozitele. Dacă pricep. Îndeamnă pe bogații veacul acestuia să nu se îngânfe, să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Ei au. Cine le-a dat? Dumnezeu. De ce? Să se bucure. Dar n-ar vrea să se bucure și alții. Îndeamnă să facă bine, să fie bogați în fapte bune și să știți că există. Bogați în fapte bune. Darnici, gata să simtă împreună cu alții. Deci nu este vorba de un program pe care îl facem la biserică și de o cotă ce o stabilim, ci e vorba de ceea ce simte omul sub impulsul dragostei frățești. Iată ce scrie tot despre bogați în Iacov 5, un cuvânt mai greu, dar este specific vremii noastre. Să ne ierte Domnul dacă n-am făcut așa în raport cu cei care sunt mai săraci decât noi și să ne ajute să fim atenți. Ascultați acum voi bogaților. Plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care o să vină peste voi, că lumea aceasta se va prăpădi cu toate averile. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit și ruginea lor va fi o dovadă împotriva voastră, ca focul are să vă mănânce carnea, va strâns comore zilele din urmă. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. A străit pe pământ în plăceri și desfătări, v-a săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Ați omorât, ați osândit pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea. Deci, există bogați care nu nici vorbă să dea, opresc încă din plata angajaților, a muncitorilor. Ferească Dumnezeu credincioșii de asemenea stare, de asemenea ispită. Mai știu situații, se duc românii pe dincolo și trăiesc în condiții cum pot săraci, cât sunt cap într-un apartament, muncesc din zor până în seară. Și unii se orientează, au echipe și intermediază diferite lucrări între patronii din țara aceea și ceilalți români. Și nedreptățesc. Și le oferă prea puțin bani în raport cu munca lor, iar alții poate se îmbogățesc așa repede cum nu este corect potrivit spuselor înțeleptului. Și un ultim exemplu pentru săraci. 2 Corinteni, capitolul 8. Că nu este înțelept să aștepte biserica până se vor îmbogăți unii sau până se vor gândi bogații să rezolve toate nevoile. Trebuie să le rezolvăm noi, cât suntem și care suntem și cum putem. Iată ce scrie aici, de la versetul 1. Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multor necazuri prin care au trecut, vă las pe dumneavoastră să considerați, făcând apel la istorie sau doar așa la o idee generală, ce necazuri au avut. Nu știu exact. De la familie la familie ce au întâmpinat. Dar bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie
au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Eu cred că orice om corect poate să evalueze, de exemplu, dacă îți aduce un patron, îți dă ceva. Să zicem că dă la o familie o mașină, dar el are un parc de mașini. Nu e mare minune, dar o mașină e o valoare, nu? Dar dacă unul care el, nici pentru el nu are mașină, nu are numai biciclete, și el și nevasta, poate și copiii, și vede că copiii tăi n-au nici biciclete, și dintre bicicletele copiilor lui îți dă una ție. Bicicletă e o valoare mult mai redusă decât o mașină, da. Simțirea lui față de tine, dărnicia lui, că cât credeți că au putut să dea macedonieni dintr-o sărăcie luce? N-au putut să dea mult, că n-au avut de unde. Dar s-au adunat mai mulți și au făcut ceva. Și ajutoarele au ajuns până la Ierusalim. Și de 2000 de ani se vorbește de felul în care acești sărați au ajutat pe fraților care erau poate mai sărași ca ei. Și toată veșnicia vor purta punună și vor primi răsplată pentru ceea ce au făcut. Domnul să ne ajute să ne putem ajuta unii pe alții. Pentru că tot ceea ce face trebuie făcut ca pentru Domnul. Și El a fost sărac, s-a făcut sărac. Maria, mama Domnului, a fost și ea săracă. Iosif a fost și el un muncitor obișnuit, un om de rând din Israel. De aceea spunea Pavel, scriind Colosenilor în capitolul 3, de la versetul 17, și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, concret în seara aceasta despre ceea ce facem cu fapta, am avut de învățat. Să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Pentru că tot ceea ce facem va fi răsplătit. Domnul spunea în Matei 10, de la versetul 40, că va fi răsplătit și un pahar de apă. Nu se evaporă până în ziua veșniciei, nu? Dimpotrivă. Probabil se va transforma într-un izvor și va curge un râu. Se va produce minunea răsplătirilor. Apoi spunea Domnul tot în Matei 25, și de aici voi citi, începând cu versetul 34, că în debutul veșniciei se va vorbi, se va face o răsplată referitoare la lecția care o învățăm noi în seara aceasta. Cu aceasta ne întâlnim 100%. Evident, cu ceea ce facem din ceea ce am vorbit. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Dar cum e pregătită împărăția? Fiecare are locul lui și sunt situații standard? Iată că potrivit acestui text, răsplătirile diferă și chiar potrivit altora. Cine a oferit, îi va fi oferit. Căci am fost flământ și mi-a stat de mâncat, mi-a fost sete și mi-a stat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să vedeți, am fost în temn și ați venit pe la mine. Iată câte activități. Și în ziua aceea, Doamne, când? Când ați făcut celor care aveau nevoie, în mod special, celor credincioși și fraților de credință, dar și celor de afară? Că și ei au nevoie și Dumnezeu în bunătatea sa le dă și lor. Și Domnul spunea în finalul versetului 40, mie mi le-ați făcut. Eu cred că oricât ar fi de interesat cineva pentru cele materiale, dacă e cu minte, tot ar fi dispus să facă o afacere cu Dumnezeu. Și faci ceva la Dumnezeu și El să te răsplătească și aici și dincolo. Da. Nu vreau ca aceasta să fie concluzia de fond. Aceasta doar să ne ajute. Ideea de fond era că noi ne ajutăm din dragoste, datorită nevoilor, că așa am fost creați, să se întărească legăturile frățești și prin ajutorarea materială. După cum am discutat la alte lecții, că ne întărim și biserica se dezvoltă mângâindu-ne unii pe alții, sfătuindu-ne, la fel ne
zidim unii pe alții și ne fortificăm, ne unim spiritual, ajutându-ne unii pe alții. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.